Bine ați venit la Magia Nunții, un podcast cu și despre nuntă, cu Paul Pădurariu și invitații săi. În acest prim episod a podcastului l-avem invitat pe Vlad Croitoru, un cunoscut interpret de muzică populară ieșean, care mi-a făcut onoarea să vină la noi la prima noastră ediție. Bine salut, ai venit salut, la noi, salut, Vlad! Salut. Bine v-am găsit, bine te-am găsit! Da, eu spun la noi, fiindcă avem în spate și pe Mihai Bârsan și pe salut. Cristi, scumpul nostru audio, acolo e, stă cu căștele și ne măsoară să vedem dacă stăm bine la microfoane. Ne pare tare bine, mulțumim Cristia Petroie. Mulțumim Mihai Bârsan care stă cu ochii pe cele trei camere care ne filmează și să-i dăm drumul. Ce cauți aici? Ce să caut, Paul? Păi m-ai chemat. Te-am chemat, așa este. Cum vrei să dăm salut acum? Așa. Oricum nu păstrăm distanța regulamentară. Da. Mulți ani. Este o discuție amicală de la furnizor la furnizor, că suntem amândoi furnizori pe partea de nunți și vrem să oferim informații cât mai utile mirilor, mireselor, în principal, cred că ele se uită cel mai mult la podcasturi de nuntă. Și va fi o discuție relaxantă în care veți afla și detalii picante. Nu e așa? Normal. Hai să povestești sticla aia de whisky, nu? Hey, data viitoare. Meresele iau în general deciziile, știi cum e, bărbații aruncă cu ce trebuie și meresele iau deciziile pentru că el chiar da, se uite, am, apropo că vorbeam despre mirese și miri, din ce am observat eu, mirii împreună și mireasa și mirele ca cuplu aleg restaurantul, apoi mi s-a întâmplat foarte des să mi se spună mie ca fotograf că mireasa alege echipa foto-video sau fotograf și mirele se ocupă de muzică. Așa e? Păi, nu e generală ideea asta. S-a întâmplat foarte, foarte des că îmi spune, el s-a ocupat de muzică, eu partea și, bineînțeles, băieții pe ringul de dans acolo cu tot ce trebuie și mireasa trebuie să stea la poză și mirele și el accesoriu. Că, na. Păi, pe timp de seară îți dai seama că toată lumea e pe ringul de dans, n-are cum să stea doar mirele. Că dacă e numai mirele, nu mai este atmosfera care trebuie, nu mai este nuntă, știi? E burlăceală. E burlăceală, nu? Chiar faci petrecerea burlăcilor? Clar. Sau burlacilor? A burlacilor. A burlacilor? Mergi la burlaci? Încă n-am... Dar povestește-ne un pic despre tine, Vlad. Câți ani ai? Da, băi, am 32 de ani. O, aleu, ești mai tânăr ca sunt mine. Sunt interpret de muzică populară mine. Din Iași, de aici, la noi. A, așa. Sunt familist, am doi copii. Sunt ce căsătorit. Mersi la fel, ca și tu. O, da. 2 plus 1, 3. Ce să zic, sunt alături de orchestra domnească, pe plan muzical. Foarte frumos. Și... De cât timp prestezi la nunți? La nivel profesionist, cam de 10 ani de zile. Oho, neputește cam da. 10 ani de zile asta cam ar semna cam câte? Vreo 300-400 de evenimente, ceva de genul? Ai da, un pic de experiență în față, nu? Cam, estimativ, cam dacă punem cam câte? Cam 300, dacă pui 30 pe an, cam 300 se duc. Da. Cam 300 de evenimente, este un pic de experiență, așa-i? Da, e ok. Și cred că nu faci doar nuți, nu? Băi, nu, scumetrii, tăieri de moț, show-uri, zile de naștere. Am înțeles, am observat că e destul de proaspătă tendința asta ta de a merge pe partea de interpret. Am văzut că ai apărut în diverse videoclipuri, pe mai multe televiziuni, ți-ai lansat propriile tale melodii. Succes, cum e? Ne poți povesti? Da, încerc ușor, ușor să mă lansez și eu ca interpret, să nu rămân la stadiu doar lăutar. Muzician, muzicant, pentru nunți și atât. Vreau să fac ceva mai mult, să mă valorific eu. Vreau să fiu un interpret de muzică populară. Oricum, dacă vreți să mă vedeți și să aflați mai multe despre mine, să vedeți și melodiile, videoclipurile mele, hai, puteți să reclamă. Pe YouTube, intrați pe YouTube, Vlad Croitoru, Vlad Croitoru, orchestra drumească, promite el că își face și site, îl bate la cap de vreo două luni. Poate îmi faci tu. VladCroitoru.ro Da. O să-i cumpăr site-ul și o să-i închiriez, așa o să fac, cred că. Thank you. Idei de business sunt mai ales acum în pandemie, tot stăm și ne vin idei de business. Dar în afara pandemiei, într-un an normal, cam câte nunți ai? Aici se duce la 30. Cam la 30, 35. Așa, ai, cum și mai sunt și cumetrii, mai sunt cununii civile, mai sunt și altele, știi? Am înțeles. Dai seama dacă cineva și programează evenimentul ca și botez sau cununie civilă. Și tu ulterior trebuie să prinzi o nuntă pe aceeași dată. Mai cum. Deci ca și nunți undeva la 30-35 pe an. Cum ajung
miri clienții la tine? Recomandări. Cel mai mult. Din partea lui Paul, din partea locațiilor, Elenei. Presupun. Da. Am uitat să spun că Zaria Club. Așa, bravo, bravo. Am uitat să spun că ne aflăm la Zaria Club, pe malul lacului Zăreni, și ne bucurăm și mulțumim pentru ospitalitate. Și în afară de recomandări, mai ai alte trucuri de marketing sau chestii de genul ăsta? Promovare online. Promovare online. Ca toată lumea. Am înțeles, am înțeles. Am înțeles că te apuci și de un pic de offline, cu bannere pe... Da, aș vrea să fac ceva. Nu sunt foarte încurajat de alte persoane pe partea asta. Mi s-au mai dat recomandări să investez doar online. Dar, na, aștept. Cine să mă ți-a recomandat? Ei, știm noi. Mai sunt. Da, 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 da. Și eu i-am recomandat să investească pe online, dar nu doar pe online, fiindcă și pe mine, cum știți, m-ați văzut și pe Râpa Galbenă, mă vedeți și la TV. Au, și pe... Eu. Doamne ajută, dar nu despre mine este vorba. E vorba că, în afară de recomandări, mi-ai spus tu înainte emisiunii că te mai iau dintr-un loc. Chiar semnezi contracte... Live, ceva de genul, cum ai spus tu? Ah, da, când sunt la evenimente, da? Păi asta e cea mai mare promovare a ta, când ești la eveniment și ei apreciază foarte mult performanța live, nu ceea ce văd pe internet, majoritatea. Adică dacă cineva te vede live și ești foarte ok, semnezi contractul atunci, pe loc, știi, pentru evenimentul lui. Și dacă n-are avansul la el, ce face? Ia banii din plic? Ia banii din plic, nu mai plătește la mire? Semnăm contractul și luăm avansul a doua zi. Am înțeles, se face prin transfer bancar sau Revolut, totul legal. Posibilități, da. Posibilități peste posibilități. Foarte frumos, foarte frumos. La fel ca și la tine, nu? Dacă ești la un eveniment, ce faci? Dacă cineva nu are avansul la el, nu semnezi contractul? Bă, sincer, eu n-am semnat niciun contract direct la eveniment, fiindcă eu țin foarte mult ca un om nu doar să vadă prestația mea, ci să vadă un portofoliu, să mă întâlnesc cu el, să arăt albumele mele și tot, să înțeleagă exact modul meu de muncă și cum percep eu lumea din jurul meu și fotografia care reiese, bineînțeles. Am văzut mai nou, acum mai ales că vin foarte des pe aici, pe la tine, pe la Zaria, am văzut că îți pui fotografiile pe ecran frumos și când e evenimentul, lumea poate să-și vadă și fotografiile live. Da, da, da. Păi acum poți să prinzi și tu evenimente live. Da, 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 da. Mai fac surprize de astea clienților, să spunem, că nu-i neapărat mirilor, se mai pot întâmpla și la cumătrii, cum spuneai tu, aniversări și alte chestiuni de genul ăsta. Dar atingem un punct așa de la... Ia zi. De la așa mai sensibil. Hai să spunem mulți ani înainte. Mulți ani. Că ăsta devine așa, spun. Mulți ani la toată lumea. Cristi DJ-ul nostru din spate. Cristi DJ-ul nostru din spate, o să te înjură un pic. Sticla, noi avem doar paharele. Da, 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 mulți ani. Înainte să iau o gură, hai, ia o gură. Formație sau DJ? Băi, e greu să-ți răspund, îți dai seama că eu vreau să mă promovez pe mine, nu? Normal, că tu ca interpret și ca... Cred că ești managerul trupei? Sau mă înșel? Eu ești și co-manager, cu... nu? Da, 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 împreună cu Marius Ivancea. Uh-huh. Măi, eu la întrebarea asta pot să-ți răspund că Mirele și Mireasa, împreună cu Nașii, înainte să-și ia DJ-ul sau formația, adică înainte să hotărască dacă își iau DJ sau formație, trebuie să gândească foarte bine la ce tip de eveniment au ei. Nuntă. Da, nuntă, ok. Păi nu dai nuntă. Mulți acum își fac stil poveste, da? Prințesă cu prințul, stil, nu știu... Călătorii. Da. Nuntă. Toate genurile. Mireasa e înalt, Mirele e negru. Corect. Sau ivoar. Bun. Sau Mirele și Mireasa trebuie să se gândească foarte bine la coloana sonoră care vor să o aibă ei la nuntă. De ce? Ei, dacă dau un exemplu, Mirele și Mireasa sunt rocker, da? De dimineață până seara ascultă doar muzică rock. Vals și manele. Dacă ei au... Dacă, păi e valsul deschidere și manelele pe restul. Ei au la nuntă invitați doar care ascultă muzică rock la fel ca ei, ok, ți-ai un band rock, nu? Clar. Dacă tu asculți de dimineață până seara muzică rock, iar invitații tăi, majoritatea ascultă populară, muzică ușoară, nu știu. Deci tu trebuie să te axezi mai mult pe ce ascultă invitații, că nunta până la urmă o faci cu oamenii. Cum, n-ai cum să fii doar tu la nuntă. Dacă... Să înțeleg, cum discutam și înainte să intrăm în rec, la fel cum tu nu cânti pentru tine, tu cânti pentru audiența ta, pentru publicul tău, da? La fel și Mirea trebuie să gândească? Corect, păi îți dai seama, n-ai cum să-ți faci nunta frumoasă decât cu invitații tăi, că dacă
te distrezi doar tu și cu partenerul tău sau cu partenera ta, atunci e o nuntă nereușită. Dar nu-i nunta mea? Păi e nunta ta, dar la nunta ta vrei să fie atmosferă și să fie frumos. Dacă ești doar tu cu mireasa pe ringul de dans, ce ai făcut? Mai am trei prieteni, mai am trei prieteni nebuni care îi pune pe... Mai prieteni și eu îi las 200 ce fac. Dar avem 200? Stau la masă, păi ok, 150, poftim, stați 5 pe ringul de dans și ceilalți 100 sau 50 sau câți vrei tu, stau la masă și stau 2 ore, bă, m-a nebunit muzica asta, m-a zăpăcit, mă duc acasă. Da, iese afară la țigară. Sau? Că e prea tare. Și atunci te gândești, bă, dar oare de ce nu mai ieși mișto atmosfera la nuntă? Apropo de atmosfera la nuntă. Înainte. Am înțeles. Deci trebuie să ne gândim când alegem o formație și un trup, să ne gândim la toți invitații. Clar. Cred că dacă vorbim cu un manager de restaurant sau un șef, la fel o să spună și pe partea de mâncare. Și da, nu numai. Și tot ce ține aspectul de nunții. Dar dacă tot vorbim despre asta, cum faci tu programul la o nuntă? Vii cu programul prestabilit de acasă, adică de acasă, din studio, îți faci programul sau te adaptezi? Cum faci? Eu am un program, orice orchestră are un program stabilit, înțelegi, pentru eveniment. Cu asta începem, cu asta continuăm, cu asta după prima pauză, asta după a doua pauză. Însă, programul ăsta se poate stabili ulterior în funcție de fiecare mire și mireasă. Adică eu obișnuiesc cu minim 2 săptămâni înainte de eveniment, să sun mirii, băi, hai să ne întâlnim, să punem la punct toate detaliile. Și îi întreb, ai o preferință anume pentru vals, pentru primul program, pentru al doilea program, pentru toată seara, dacă, de exemplu, poate să vină să-mi spună, băi, eu nu vreau melodia aia. S-a întâmplat la evenimente să aibă un deces, ceva, da, decedați, mamă, tată, frați, nu vreau să-mi cânți de mamă, nu vreau să-mi cânți de tată, nu vreau să-mi cânți de frate. Atunci trebuie să știu, știi? Și de asta cu 2 săptămâni înainte... Și îți spune ei sau te întrebi tu? Nu, îi întreb eu, îți dai seama, ca să poți să fiu pregătit. Da, știu nu și eu pe... Nu o să-ți spună nimeni înainte de nuntă, mai ales cu durerea în suflet. Da, băi, vezi că tata e mort. Știu, hai. Eu la începuturile mele, cred că în primul sau al doilea an, chiar am gafat-o urât, că eram la pregătiri, știi cum, pregătiri. Și hai să facem poze cu toată lumea, bă. Tata socru sau exact. Și a început un boce. Apropo, că vorbim de pregătiri. Ce părere ai de muzica la pregătiri? Muzica la pregătiri, unde la pregătiri? Acasă. Ah, la gătitul mireasei, la obiceiuri. La obiceiuri, la gătitul mireasei. Să știi că acum în ultimii ani nu prea se mai poartă. Mai mult în zona Suceava, Ardeal, părțile astea. Eu cânt în toată țara, nu cânt doar local, în Iași. Unde sunt chemat, unde suntem chemați, acolo mergem. Dar cele mai multe nunți cu tradiție sunt în partea Bucovina, Ardeal. La noi s-a cam pierdut în Iași, să știi. Acolo s-au pierdut într-adevăr tradițiile. Național. Fotografiez și eu nunți în Bucovina, fotografiez, am avut câteva și prin Ardeal, dar acolo parcă simt altfel tradițiile. Da. La noi, din punctul meu de vedere, acum să-mi fie cu iertare, dar foarte multe tradiții se fac fiindcă așa se face. Nu, da, că se simte. Da, și mulți nu știu. Întreabă ori muzicantul, ori fotograful, da, cameraman. Acum ce trebuie să facem? Acum ce facem? Da. Și mie nu prea îmi place să îmi dau cu părerea, fiindcă de obicei sunt și soacrele pe acolo, prin zoră. Da. Și mi s-a întâmplat. Încă eu spun într-un fel și soacra, nu! Corect, da. Păi nu se face așa. Ei au tradițiile de când erau ele, de când s-au măritat ele. Erau tine, și eu le spun, când mă întreabă pe mine cum se face, îi spun câte bordeia ta obicei, hai să vedem ce spune soacră, dacă nu spune nimic soacrele, aha, atunci ok, hai să vedem ce spune muzica și ne dăm cu părerea împreună. Corect, corect. Da, e ok, mie îmi place și la obiceiuri, îți dai seama, vreau să merg și... Normal, încasez, okay. Ce mamă mă zicea. Dar tu nu încasezi dacă mergi. Eu încasez la fel, eu sunt de dimineață până dimineață, nu, noi încasăm la fel, Da, mă, e ok, mie îmi place, oricum, prefer... Să nu, dacă am, de exemplu, 3 evenimente bun la rând, aș prefera să nu merg și la îmbrăcat, știi? Ok, înțeleg. Dar hai să luăm altfel. Îmbrăcat în apartament cu 2 camere, cu tot cu muzica. Și muzica pe balcon. Da, în primul rând... Eu cred că recomandăm să meargă mirii, eu cel puțin, acum să chiar sunt curios să-mi spui și opinia ta, recomand mirilor, e foarte frumos să vină cu orchestra acasă, dar când avem unde să o punem.
da, păi trebuie să-ți iei cont, în primul rând, dacă, cum ai zis tu, că faci la apartament. Mai nou, cu toate legile astea care s-au dat, alții mai au copii, alții mai sunt bătrâni, alții nu știu ce, trebuie să-ți iei aprobare de la vecini. Da? Asta nu știu. Păi îți dai seama, dacă, dacă sunt 30 de persoane în apartamentul unde mergem să facem îmbrăcatul meresei, da? Ca să cânți la rece. La rece ce înseamnă? Adică fără microfon, fără stații, fără boxe, fără nimic. Să cânți la rece. Dacă cei 30 aplaudă și chiuie, tu nu te mai auzi. Atunci trebuie să pui... A, da, voi veniți cu echipamente? Cu da, ce trebuie? Îți pui echipamentele, da? Și atunci trebuie să iei niște aprobări de la vecini, ca să nu ai pe probleme. Cu... Pe bune? Da. Ula, mi s-a întâmplat să vină lumea la ușă, băi, doarme copilul. S-a stins lumina. Da, asta e. E prima ediție. Cine ne acomodăm? Doarme copilul. Interesant. Foarte interesant asta cu tradițiile. Da. Și de obicei, la pregătiri, când mergeți, câți oameni, cât în formație, ce instrumente sau câți oameni îi recomand tu să meargă? Sau e în funcție de cât e de mare? De cum vrea, de cum vor mirii. Ok, dacă dar mirii, să spunem că mirii nu știu. Și nu, da, așa. Faci tu, cum recomand? Dacă faci îmbrăcatul miresei la curte, de exemplu, da? Și okay, ai o curte generoasă, frumos, și vrei să începi de dimineață să ai muzică, să fie cu alai acolo, să fac tradițiile și mă ții vreo 2-3 ore acolo acasă, atunci vin cu toată formația dacă trebuie, știi? Ca să sune frumos, să-ți iasă ok. Și toată formația ce înseamnă? Toată formația? 7 Când... persoane suntem noi. 7 persoane în orchestra, da, drumeasă. Clape, țambal, acordeon, saxofon, vioară, îți spun, voce feminină, fetent, voce mai masculină. Vine o întrebare. Hai să mai dăm un noroc. Hai să mai dăm un noroc că mai vine o întrebare. Yeah. Hai, ia o gură. Câți bani? Ia spune tu, Vlad, orchestra drumească de la... Întotdeauna, mirii, asta e, asta e, cât e, cât e, cât, da, e. Cred că putem să spunem cam de la unde ne începem. Da, cam de la 2000 de euro. Un preț foarte, okay, foarte ok, modest, zic eu. Mai ales și la vremurile la care trăim acum. Eu zic că e un preț foarte, da, foarte oricum ok. Oricum, noi n-am fost scumpi niciodată, să știi, și ne-am pliat pe nevoile fiecăruia. N-am... Părerea mea că 2000 de euro pentru 7 persoane, adică să ai o orchestră la nuntă, cu 2000 de euro e ok. Bine, de la prețul ăsta pleacă. Bineînțeles. Acum se duce până la 3500 de euro, depinde de ce vrei să ai, da? Noi avem ce și schelă de lumini, ecrane. Mă, sunteți și voi formați de aia care aveți fotograf? Bă, dacă trebuie, îl aducem pe Paul. Atunci o să fiu și eu fotograful, păi, care are formații în spate. Știi? Bă, dacă vă trebuie, aducem, avem de toate. Da, am observat că în industrie se tinde foarte mult cu formația care are și fotograf și cameraman și îți oferă și fum greu și... Ce părere ai despre asta? Ce să-ți zic, formațiile care îți spun că au și fum greu și fotograf și cameraman și toate astea, înseamnă că se ocupă de toate și nu... Au și voce sau vocea? Păi au de toate, dar vocea au rămas. Păi ori ești orchestră, ori ești fotograf, cameraman. Păi ocupă-te de ceea ce faci tu, nu? Lasă-i pe ăilalți să fotografieze, să filmezi. Dacă tu cânți, păi cântă, nu? Da, eu chiar eram curios de... Păi adică dacă tu ca fotograf, ai și formație... Asta te întreb. Eu sunt fotograf. Exact, la fel și noi. Cel mult putem... Eu cel mult vând un pachet în care avem inclus cabină foto, care ține tot de domeniul meu, corect, că e cabină foto. Corect. Și mai putem semna contracte cu foto-video, care e tot de domeniul vizual, lui colegul, da, nostru Mihai Bârsan, care acum se bagă acolo în spatele camerei, se uită, se plimbă de la o cameră la alta. Trebuie să vă spunem că filmăm în 3 camere. Îi spuneam, man, nu putem într-una. Mi-a spus că, băi, e numele meu în joc. Dacă vrei să te vezi din profil. Mi-a spus că e numele meu în joc. Da, da, da. Deci, părerea ta despre All, da, in One, zic, cred că în afară zic... de un wedding planner, care, da, wedding planner are contactele și oricum ne vinde pe fiecare la pachet și... Oricum, chestia cu wedding plannerul care spui tu, la noi e cam nouță chestia asta și nu prea mulți au un wedding planner. De obicei, cred că mai mult cei din străinătate. Știi? Da, da, în străinătate, da, într-adevăr, au câte un om care se ocupă de nuntă și ei vin pur și simplu ca invitați, ca mireși și mireasă și e foarte frumos. Ok treaba e asta, știi, nu mai stai stresat, nu mai nimic, bă, știi că toate trebuie să fie la punct. L-am plătit pe ăla, totul e aranjat. Exact, eu recomand foarte mult wedding plannerul, mai ales pentru românii care nu sunt în țară și le, da, este mai dificil să știe ce formații sunt, ce fotografi, ce aranjamente, tort, mâncare, tot, da, ce, da, ține. Da, da, da. E un pic mai dificil să semnezi contractele la... Nu este imposibil,
Dar e un pic mai dificil. Wedding planner-ul mai are și anumite relații peste tot, se cunoaște wedding cu fiecare de, furnizor în parte, adică știe ce de să-ți multe recomande. Ori, odată, cum spui tu, că știe ce să-ți recomande, dar de cele mai multe ori poate să scoată și un preț mai bun. Corect, corect. Îți dai seama că wedding planner-ul, dacă se duce de 3 ori la aceeași cofetărie și are 3 torturi la rând, are alt preț. Dacă te duci tu pentru prima și ultima dată, ai alt preț. Exact, exact. Și la fel și pe foto și cred că da, și la tine la formație, că își spune că păi dacă te eu sună... îți la nuntă și după aia mă ieși la botez, ai alt preț. Ai alt dacă preț, mă iei direct la botez, ai alt preț. A, deci tu, ia să vedem. Deci ai discounturi, chestia de asta de fidelizare a clienților? Foarte generoase în funcție de locații, în funcție de persoanele care... mi-aduc evenimentul. De exemplu, dacă o să cânt la Zarea, așa cum știi că vin cam des pe aici și mai ales dacă dă căldura. Doamne ajută, pe 15 aprilie deschidem terasa. 15 aprilie, dacă dă Dumnezeu și vremea bună, că după cum se vede săptămâna asta e cam așa și așa. Știi? Ei, săptămâna asta, dar până pe 15 aprilie mai e o lună, dragă. Doamne ajută, da. Adică acum o să fim în fiecare weekend. Orchestra domnească o să fie aici împreună cu mine, cu Vlad Croitor, în fiecare weekend aici la Zarea. Și cum weekendurile zicea, de post. Weekendurile de post, adică fără post ai puțin, că suntem mai glumeați sau mai așa evenimentele de anul trecut. Da, se spune da. Că anul ăsta, dacă va fi bine, am tendința să vin foarte aproape de microfon, e proaspăt, înțelegi și emoțiile și tot ce trebuie. Știți că cine mă mai cunoaște, sunt un timp destul de emotiv. Dar n-ai cum să nu ai emoții, că îți dai seama, stai în fața atâția oameni. Câte reflectoare a pus pe aici, e mai ceva ca pe platou. Așa. În afară, spuneau oamenii că 2021 va fi un an 2 în 1. Că e 21, 2 în 1. Mișto. Doamne ajută, ce zici? Stai va fi? Nu știu, păi... Sau va fi un 2020? Trebuie să așteptăm verdictul de la ăștia de la București, știi? Ca să vedem. Oricum, eu zic că evenimentele o să țină mai ales pe terase, la fel ca anul trecut, știi? Și Zarea are o terasă destul de generoasă. Doamne ajută, și Doamne mulțumesc ajută. Lui Dumnezeu, anul trecut a fost ok, știi? Și sper că și anul ăsta. Da, și da, la fel. Stai ca să revin, că n-am terminat ideea cu prețurile, cu recomandări și cu astea. A, dacă așa. Îți faci nunta la Zarea, da, la Zarea Club, la Paul și la Elena, ai un preț. Da? Pentru da. Că eu cântând aici în fiecare weekend de la data de și fiind aici rezident, cum se zice, da? La DJ ești rezident în clubul Cutare. Eu cu orchestra domnească sunt rezident aici. Dacă o să cânt aici, ai un preț. Dacă îți faci la alt restaurant, ai alt preț, pentru că și eu am anumite discounturi cântând aici. La fel și ei au niște discounturi făcând aici. Știi? Sau, cum ți-am zis, dacă îți faci nunta și îți cânt eu, la botez, la fel, ai și tu un discount. Pentru că și tu cred că dacă îi fotografiezi la nuntă și după aia fotografiezi la botez și, sau ședință de sarcină, știu, are da, anumite discounturi, nu? Mai nou am făcut un brainstorming eu împreună cu un coach de-al meu și am ajuns la concluzia că eu sunt fotograful ciclului vieții. Da. Adică de când se naște? Adică da. De când te... Majorat, din burtic. Da, din burtică. Da, după aia din burtică, se naște. Majorat. Botez. Ședințele foto de Crăciun. Da, știi, da, aniversare, ședința foto de un an, ședințele foto de Crăciun. Să știi că să faci și de Paște, că n-am auzit. Am auzit doar de Crăciun, știi? Foto de Crăciun, ședințe foto de Crăciun. Dar de Paște, pe bune că n-am auzit. Sunt colegi care fac ședințe foto de Paște. Dar trebuie să spun că trebuie să recunosc că până acum Paștele a picat fix înainte de sezon. Da, și începea da, sezonul așa, pe 2 mai. Și începe imediat sezonul, nu mai e timp de prelucrare, nu e cererea la fel de mare ca la Crăciun. Investiția în decoruri este, dacă vreau să o fac, eu țin cont foarte mult de experiență, la fel ca și tine. Da, da, deci experiența clientului trebuie să fie una wow. Da, nu poți să faci cu 2 lei și să ceri 5. Nu, trebuie să îi oferi clientului o experiență wow. Și apropo de experiența wow, cum citești tu oamenii în sală? Cum citesc oameni în sală la eveniment? Exact, exact, exact. Cum știi tu ce piesă să cânti? Cum știi tu să... În primul stai rând ți-am zis că o să eu mă aud înainte de fiecare eveniment cu mirele, cu mireasa, cu nașul, cu nașa, cu soacra, cu porcelul, cu cățelul, cu toți care trebuie, da? Ca să-mi fac un plan. Băi, am eveniment acolo, îmi trebuie aparatura aia și tot așa, în funcție de tot ce îmi spune mirele și mireasa, da? Apoi, când a început evenimentul, dacă sunt crispați, stau la mese, sunt plictisiți și toate astea, tu trebuie să vorbești foarte mult, să-i faci să se simtă relaxați. Dacă păi tu ești solist sau MC? Păi trebuie să fii de amândouă. Că dacă ești doar solist și stai pe scenă, a început nunta, începi direct și cânți, păi, n-ai, omul se uită la tine, da, ce frumos cântă, bravo,
Dar cred că ce mișto a cântat. Prima fază face o prezentare, ca să nu se întrebe omul faci introducere. Cine? Știi cum e povestea? Că la, până la urmă nunta e o poveste, da? Tu trebuie să faci introducere, cuprins și încheiere. Dacă nu-i și faci... Și punctul culminant și toate dezlănământ, tot ce trebuie. Punctul culminant e când vine tortul sau desfășurarea acțiunii cu surprizele, cu dansurile, cu toate astea. Ok, dacă să zic, da, la început, trebuie să ai un discurs foarte frumos în care să-i scoți în evidență pe cei mai importanți, mirele, mireasa, nașii, sau primari, sau crimici. Cei mai importanți la un eveniment, nu? La nuntă. Probabil că da. Ok, la început... Ai un discurs foarte elegant despre mire și mireasă. Bineînțeles, înainte de asta te interesezi puțin despre ei ca să știi ce vorbe să le alegi. Da, vorbești despre ei, îi pui în prim plan. Iar tu la vorbe, da. M-ai făcut să plâng de câteva ori? Nu cred. Da. Deci îi scoți pe ei în prim plan, după care nașii, socrimari, socrimici, la fel, dacă trăiesc, nu trăiesc, acum la nuntă îți dai seama și mirile cu mireasă au o anumită vârstă și posibil la unii să nu-i mai aibă alături. Ok, în fine. Ți-ai făcut discursul, după care, înainte să începi prima melodie, după vals și ce cânti toate, o să vorbim și despre vals imediat. Deci, când ai început prima melodie, orchestra, la mine, de exemplu, dă drumul la piesă, eu vorbesc și nu încep melodia până când toată lumea nu este pe ringul de dans. Wow! Încep să cânt când toată lumea e pe ringul de dans. Adică fac tot posibilul ca lumea să fie pe ringul de dans. Dacă ei sunt toți pe ringul de dans, atunci sunt cel mai mulțumit și înseamnă că merit să fiu acolo. Care e mulțumirea ta din industria anunților, în afară de cea materială? Bă, fiecare artist ce își dorește de la public? Aplauze. Dacă ești aplaudat, înseamnă că e mulțumit. Mi-ai spus tu odată că dacă vezi o lacrimă, nu știu cum ai zis. Da, păi dacă vezi o lacrimă în ochiul celui care ascultă, înseamnă că i-ai transmis ceea ce cânți. Nu? Oricine poate cânta. Dar nu chiar, uite, eu nu pot cânta. Fiecare cântă în felul lui. Dar nu oricine transmite ceea ce cântă. Nu? Și cel mai mult, ca să poți transmite, ar trebui să fi trăit chestia aia sau să te transpui măcar. De exemplu, eu am și mamă și tată, da? Dacă trebuie să-ți cânt, de exemplu, trebuie să-i cânt mirelui, miresei sau nașului sau nașei sau de mamă și tată, de exemplu, și ei nu mai iau persoana respectivă despre care vrea să le cânt. Eu trebuie să mă transpun în pielea persoanei ca și cum nu aș mai avea eu persoana respectivă și trebuie să... Te sună soția, trebuie să... Lasă, bă, suntem, îți dai seama, uite, mă sună un prieten, că acum doar nu face reclame, sau mă sună un prieten foarte bun, o să-i răspund după aia, că nu-i problemă. Da, trebuie să te transpui în persoana respectivă. Băi, nu mai am tata, hai să mă gândesc la el și mai ales dacă îți mai curge și ții câte o lacrimă, pe ei l-ați bocesc. Deci cel mai mult ca să transmiți, trebuie să te transpui în melodie. Dacă clientul plânge, ești cel mai vesel, tu. Știu, și eu, și mie mi s-a întâmplat în momentul în care au primit albumul, eu mai aveam și încă mai am prostul obicei să fiu de față când le livrez albumul și când îl răsfoiesc. Să vezi reacția. Și când ai văzut omul că a dat o lacrimă sau că a izbucnit în râs sau a creat o emoție. Păi el când plânge, ție-ți râde sufletul. E, da, ești acolo, înseamnă că da, domnule, am transmis prin imagine. La fel văd că gândești și tu, clar, că prin vocea ta transmiți și... Păi eu zic că fiecare artist în parte, indiferent, DJ, dansator, fotograf, cameraman, trebuie să transmită emoție. Eu zic că ca să fii artist, trebuie să transmiți emoție. Dacă nu transmiți emoții, atunci nu mai ești artist. Da, și un pictor. Da, da. Bineînțeles, stai deci și... Oricine, eu cred că orice artist trebuie să transmită emoții. Să revenim la nuntă. Da. Mai aveam o întrebare. Am văzut foarte des mirii mei că umblau cu un stick după ei. Da. Nu înțelegeam, băi, e pentru mine, trebuie să pun la final eu stick un laptop, să le dau poze și nu trebuie să fac ceva. Ce e cu sticul ăla? Ia povestește. La început de nuntă, toți, majoritatea mirilor își fac o coreografie pentru vals, da? Coreografie sau fără coreografie, dar au o melodie de început. Melodia de deschidere a serii. Știi? Așa. Valsul, în special, pentru că se dansează vals. Ala, la majoritatea anunților. Bă, nu neapărat, sunt multe valsuri. Smiley ăsta care cântă în șoaptă acum mai nou. Foarte mișto piesa, oricum, cu Delia. Nu știu. Da. Necăs ceva? Deci,
mai târziu. Bun, bun, hai să ne spui de vals. Deci umblă cu sticul, da? Pac, pac, pac. Eu nu sunt adeptul sticului de fiecare dată. Noi fiind orchestră, adică eu, cum îți spuneam că mă aud cu Miri înainte de eveniment, eu îi întreb. Vrei să... Ni s-a spus din, mersi, mersi, din cască. Sigur că da. Din cască ni s-a spus că trebuie să urci mai sus. Urc cu câte note? Fii atent. Deci, eu le zic mirilor, mă, care e melodia care o preferați pentru vals? Aia. Vreți, doriți să o cântăm noi, live, sau vreți să o puneți pe stick? Și atunci e cum aleg ei, știi? Dar de obicei încercăm să o cântăm noi cât mai bine, știi? O repetăm și cu câteva zile înainte de nuntă preferăm să ne întâlnim cu ei, că noi avem și sală de repetiții. Preferăm să ne întâlnim cu ei. Sau puteți să vă vedeți la locație, cum ar fi la sau Zarea Club. Da, dar e mai ok. E la noi oricum, la Zarea Club, avem sculele lăsate aici și e ok să venim, știi? Dacă ar fi în altă locație, nu ai cum să te duci cu sculele, să chiar, faci falsuri, să toate astea. Am înțeles ideea. Deci preferăm să-l facem live, pentru că e altă chestie când e live. Probleme cu... Vorbeam de locație și probleme de sonorizare. Da, întotdeauna păi vorbeam cu formațiile și îmi povesteau în locația respectivă e nu știu cum, locația respectivă. Ce înseamnă asta pentru voi? Bă, nu înțeleg. Zim ca iei... pentru unul neinstruit. Deci ca Mire și Mireasă, da? Când îți iei formație live, așa, trebuie să ai niște parametri puși, niște puncte înainte la care să te gândești. Ok, mi-am luat formație live, dar dacă vreau să-mi sune bine, eu trebuie să am în vedere construcția sălii. Da? Bă, dar ce-s arhitect? Inginer, constructor? Te duci în sală și pur și simplu, dacă ești în sală și dai o dată din palmă, da? E ca în studio. Dacă s-a oprit sunetul, acolo se aude perfect. De exemplu, la Zarea, ai mochetă pe jos, da? Dacă ai avea gresie peste tot, atunci s-ar auzi cu ecou, cu hal, cu... Ai înțeles? Am înțeles. Contează foarte mult, dacă ai orchestră, dacă ai formație, să se audă sunetul ok în sală. Că dacă nu se aude ok, atunci zici că, bă, dar n-am cântat bine. Dau vina pe voi. Clar, păi nu? Îți dai seama cine cântă ăia. Păi, dar stai puțin. Întâi gândește-te unde faci. Că poate... nu cred că Miri se gândește la asta. Cred că se uită la sală să vadă cât de mare da, ringul, să capă lumea, să aibă un exact, să danseze. Cât de bună e oferta, cât de bună e mâncarea. Da, oare da. Se gândesc Miri și la sonorizarea sănii? Păi, asta e cât, toată chestia. Cât Miri crezi tu că se... Nu știu, 5% cred că. Eu cred că e mult și 5%. Da, eu când mă duc, de exemplu, eu am doi băieți care se duc la montaj, da? Dar înainte ca ei să se ducă la montaj, eu oricum, dacă am o sală nouă, de exemplu, pentru eveniment, eu cu o săptămână înainte mă duc în sală și verific sunetul. Adică mă duc acolo, cum ți-am zis, pac, ba, de două ori din palme, văd cum e... Am plasată sala, cum e simplu, deci poți să afli și Miri, da? Da, păi simplu. Da, te duci frumos în sală, vezi cam, bineînțeles că îi întrebi și pe ei, că ei, toți Miri, de obicei cu vreo săptămână, două, înainte, o lună, se duc la respectiva sală și își aranjează mesele, da? Da, sau își aleg meniu. Trebuie să știi unde stai, unde stă formația, unde e scena asta. Ei, eu mă duc înainte cu o săptămână și mă gândesc, acolo e prezidiu, acolo sunt mesele, unde este scena, cum îmi pun boxele, da? Ca să fie o ambianță plăcută, să nu fie prea tare în față, încet în spate, să nu fie prea tare în spate, încet în față. Trebuie să am o ambianță plăcută, să se înțeleagă omul la masă, când vorbește, stă frumos, vorbește, nu are cum să-i... Păi, dar în același timp și să distreze pe ring de dans, nu? Exact. Trebuie să-i mulțumești pe fiecare. Foarte și interesant. Atunci ce faci? Îți pui instrumentele și cu un set de boxe în față, da? Și ca să se audă și în sală frumos, ambiental, aceeași muzică de acolo, dar aici să fie ceva mai plăcut, să poți să vorbești cu cel de la masă, mai pui niște boxe și în spate. Dar noi avem posibilitatea să le reglăm de acolo, din... De acolo, din mixer, avem de și la voi. Sunetist, da, stă sunetistul și lasă pe ale de la mese mai ușor, iar pe ringul de dans să se audă mai tare, că dacă e muzica foarte încet pe ringul de dans, parcă nu-ți vine dansa, nu te ridică de la masă, parcă nu ești ok dacă e încet, nu? Dacă bei două șprițuri, acum suntem bărbați, mai bei două șprițuri și dacă te asculți la telefon, parcă, dacă când ai pus la o boxă și se aude și fidelitate și bas și aia, parcă ai mai sta acolo. Hai mulți ani, fiindcă mulți ani. La fiecare mulți ani eu am întrebare cheie, dacă ai observat. Marșul. Te rog. Marșul.
marșul, da, ăsta e la început de nuntă, da, peste tot. Adică și peste ce tot. Părere ai de marș? Uite, am avut o chestie, o sugestie foarte interesantă de la Mac Florea. E un proprietar de saloane din Tecuci, foarte, foarte fain omul, un om foarte mișto și prieten drag, aș putea spune. Venise cu o idee foarte frumoasă. Să pui o boxă la intrare, da, care să-ți cânte marșul și înăuntru să nu-i deranjezi pe ceilalți cu marș. Ce părere ai tu cu marșul care cânt 2 ore marș, da, într-una? Nu, eu sunt... n-am o părere prea bună. Chestia asta la nunțile care își doresc neapărat e ok, cum ai zis tu. E ideea superbă. Eu... Dacă un stick, face... o boxă cu un stick de aia Bluetooth. Da, frate, și ai primire acolo continuu. Dar gândește-te, mirii trebuie să se gândească în felul următor. Bă, vreau, dacă se gândesc că vor primire la fiecare invitat, da? Bun, invitații încep să vină la nuntă de la ora 8, de exemplu. Să zicem. Ok, ultimii invitați, de obicei, vin pe la 10-11, da? Cum ar fi ca invitații de la ora 8 până la ora 11 să asculte continuu primirea? Da, ok. Te pui în locul lor. Adică okay, tu ca mire și mireasă vrei să-i întâmpim pe fiecare, să aibă o primire grozavă. Bă, a venit Cutărescu, bă, Cutărescu, îi facem primire, că așa vrea, că dacă nu-i fac primirea, se supără pe mine. Și pune mai puțin în plic. Da, dar te gândești, sau cel care vine trebuie să gândească, bă, dacă stau la masă 3 ore și ascult în continuu primirea aia, păi mă zăpăcește, nu? Am pățit-o la nunți care... Deci chiar vreau să discutăm subiectul ăsta. Plăteau la nunți. A fost valsul, da. S-a făcut deschiderea dansului și deodată oprește primirea, da, da, primirea. Da. Și foarte era des, ringul plin, da, cu ringul plin. Greșit. Ce le recomandăm mirilor? Greșit. Părerea mea este în felul următor. Deci dacă îți dorești neapărat cu primire, ideea ta e genială, da? Ți-ai pus primirea acolo, o ai nu pentru este fiecare... Nu este a mea, Mac Florea, salutare, Mac. Salutare, îmi pare bine să te cunosc. E la noi acolo, în trib. Super. Deci, dacă își doresc neapărat primire, extraordinar. Ți-ai pus acolo o boxă cu un stick, pui cu oricum mai ospătari care stau la primire cu șampanie, da? Dai un tips la un băiat... o fată care stă acolo, oricum îi găsești. Așa, vorbim despre dai tipsul. Play acolo. Hai că mi-ai ridicat-o. Mai dai play acolo, când ai văzut că vine lumea, ai dat play. Iar în sală e altceva și toți sunt mulțumiți. Ah, spuneai după vals că se mai întâmplă să mai faci primire, da? Ok, faci ieronat, primire, faci primire, dar chiar oprești stai dansul, dacă oamenii dansul, început... deci e horă. Păi ai început în foc horă. Atunci, da? Cum ți-am zis eu, că eu nu mă apuc la prima melodie, stă orchestra cu ritmul și cu ritornela, cum se zice, pe plan orchestral, nu încep să cânt, vorbesc, continuu până când aduc aproape toată nunta pe ringul de dans, da? Bun, dacă eu i-am adus pe toți pe ringul de dans și am început dansul și la jumătatea melodiei îmi spui băi, stop, au venit doi. Ăia toți sau jumătate dintre ei pleacă la masă. Nu, pleacă toți. Mai rămân de obicei câțiva. Mirile cu mireasa... Na, și păi mirii cu mireasa se duce la ușă. Se duc, dar vin înapoi, că își doresc să fie atmosferă iară. Dar e foarte greu tu după aia ca solist să-i aduci înapoi pe cei care i-ai întrerupt. Deci, părerea mea și sfatul meu e după vals, când a început distracția, cine mai vine, solistul pur și simplu, bună seara, bine ați venit și atât. Dar muzica să continue, da? Pe aceeași bună nu seara, se oprește. Da. Bună seara, bine ați venit. Atât. Și continui distracția. Că dacă i-ai oprit, le-ai tăiat... Dar oare nu-i mai bine dacă punem un cafe-concert și până la început, când încep să adune oamenii, cafe-concert frumos, chiar postem să aducem și un quartet? Fii atent. Apropo de cafe, foarte tare ideea cu quartetul la intrare. Aduci un quartet, da, un quartet la intrare, de evenimente. La frumos și apoi când ai început valsul, te-ai băgat cu distracția și tot ce trebuie. Că sunt nunți cu oameni mai... Nu toți stau în oraș, da? Mai sunt și alții care vin mai de la țară, din alte medii. Da. Ok. Nu toți apreciază chestia asta. Și atunci, fii atent ce am văzut eu la montaje. Se cântă primirea și ce se cântă, iar când te uiți la filmare, vezi cafe-concert. Ai înțeles? Îi roagă pe cameraman să pună cafe-concert pe primire. Deci muzica e una în sală, da, noi iar avem la montaj face altceva. Noi avem noroc că... Okay, noi se pare că avem noroc de nunți frumoase cu quartet și cu tot ce trebuie și ne bucurăm tare mult că avem clienți
fine. Rafinat, fine, pe gustul nostru și pe inima noastră. Și dacă ai face tu acum o nuntă, da, să mă mai însoră. Ai dat bacșiș la lăutar sau nu? A, da, dar eu am dat la lăutar. Eu am dat. Vai, ce rău, îmi pare de fiecare dată când îi dau banul ăsta. Eu am dat. Păi n-ai, deci cum, domnul acesta are un... Dai. Așa. În momentul când și tu primești. Dacă tu nu primești, păi tu nu prea primești, înseamnă că... Păi eu ca fotograf cum să primesc? Păi vezi, de asta îți pare rău când îi dai. Am înțeles. Bun, și atunci înseamnă că dau doar taximetriștii, ospătarii? Bă, chiar, de obicei dă lumea care se simte bine. Bun, când-ți mai bine dacă ți se dau bani sau nu îți faci treaba și nu. Fără? Eu la eveniment, tu la eveniment ți-ai impus un preț la început, da? Așa. Tu deja știi ce trebuie să faci. Dacă te duci la eveniment și când-ți mai prost, pentru că nu ți-au dat ăștia invitații bacșiș, atunci ți-ai pierdut calitatea. Tu trebuie să fii același și dacă primești și dacă nu primești, că tu salariul ăla e oricum. Deja e negociat. Ăla e bonusul, să spunem, nu? Ăla e bonus. Am înțeles. L-ai transmis ceva și omul vrea să te răsplătească. De ce se dă banii? De ce se aruncă cu bani? Tocmai de asta. Pentru că tu i-ai transmis o emoție și omul ăla vrea să te răsplătească. Ca și ca un cadou, un tips. Vrea să te răsplătească sau vrea să se dea mare în fața celorlalți? Și da și nu. A, e și da și nu, depinde de caz. Depinde. Da. Nu, de obicei e ca un tip, știi, te duci la restaurant, ai mâncat, a servit frumos și îi lași și lui ceva. Am înțeles. Care ar fi trei întrebări care ar trebui Miri să adreseze unui manager de formație care se întâlnesc prima dată? Bineînțeles că ei înainte să se întâlnească cu respectivul manager de formație. Da sau nu? Nu e neapărat să-l fi văzut pe YouTube, nu neapărat să se documenteze, să spunem că a primit o recomandare. De obicei, mirii care primesc o recomandare doresc să asculte respectiva formație. Așa. Nu cred că cineva așa formația sau DJ-ul la nuntă fără să vadă performanța acelui care trebuie să-i cânte la nuntă. Deci, recomand ca să vină la o nuntă. Clar. Am văzut foarte multe cazuri care erau trupe live. La DJ-uri mai, la DJ mai puțin trebuie să recunosc, dar la trupe live am văzut foarte multe cazuri în care mai venea câte un cuplu, doi și îi ascultau chiar în noaptea nunții. Și eu recomand chestia asta. Deci, când ai sunat respectiva formație, întreabă-i, bă, unde cânti în perioada următoare? Acolo. Le recomand să-și facă timp să meargă să le vadă prestația live. Am înțeles. Să-l vezi cum se comportă la nuntă, la eveniment. Că una e online, una e live. Da, da, știu că Vlad are o mare problemă cu înregistrările în studio și cu clipurile de pe YouTube, cu înregistrările din studio și în live. Scuză-mă, de asta nici măcar nu pun prea multe. Eu prefer să vină omul să mă vadă live. Online vinde, mă. Online-ul nu întotdeauna vinde bine. Până să ajungă să vină, să te cunoască live, el vede prestația ta din dar online. Dar tu știi câți și-au luat țeapă văzând ceva online. Hai să nu-l criticăm. Nu, dar zic, măi, eu zic din experiența mirilor care au venit la mine și îmi spuneau, bă, am fost la nunta cu Tărească, știi? Și am văzut respectiva formație, DJ, MC, ce? Deci ne băgăm pe toți în aceeași oară, da? Am văzut ceva online și live era altceva. Tocmai de-aia recomand, bă, du-te live și vezi omul ăla ce face. Și totuși, trei întrebări care te-ar încuia. Dar nu m-ar încuia. Nu trei cred. Întrebări pentru care... Atunci, hai să o luăm altfel. Trei întrebări pe care i-ar ajuta să știe. De multe ori Să-și aleagă formația. De multe ori mă întâlnesc cu Miri, discut, le fac o prezentare, tot așa, și ajungem într-un impas în care... nu știu ce să vă mai întrebăm. Nu sunt nici deciși. Nu sunt, deci nu am ajuns în punctul în care i-am convins și au pus pixul și a semnat contractul, ci sunt acolo într-o buclă. Dilemă. În care, ok, ar trebui să mai știm ceva ca să ne convingem, dar nu știm ce. Da, mă, în primul rând, când îți iei formația, vezi ce cântă, da? Te duci live să-i vezi, ok, ai văzut ce cântă live, vezi dacă se pliază pe stilul tău și al invitaților. Ce să-i întrebi tu? Nu știu, dacă ai niște preferințe muzicale tu, de exemplu, bă, puteți să cântați și aia sau aia, nu știu ce. În principiu, în prima dată, tu trebuie să fii sigur că ei îți pot acoperi coloana sonoră pe tot parcursul evenimentului, a tot ceea ce vrei să asculți tu.
Adică dacă ai un playlist care de melodii care ți, da, ți le-ai dorit să le asculti la nuntă, să îi le dai și să-l întrebi. Iurea. Uite, eu aș vrea să mi se cânte la nunta mea melodiile astea. Da, da. Le poți cânta sau nu? Să ai orchestră, ia iurea să ai o orchestră, un band și să mai vii să mai pui și un stick. Bă, pune și mie melodia aia. Păi pentru ce ți-ai luat orchestră? Nu? Da, deci depinde. În primul rând te asiguri că te poate satisface pe plan muzical la evenimentul tău. De asta mai sunt, știu că nu e cazul tău, dar mai sunt și, sau poate fi și cazul tău, de ce nu, mai sunt și cuplurile alea, formație și în pauză DJ. Da, să știi că avem și noi foarte multe cerințe, uh-huh, și chiar avem nunți unde luăm DJ cu noi în pauze. Dar am avut și obiecția... Ce, DJ își făcea treaba mai bine cu voi? De asta nici nu am postat că avem și DJ în pauze, doar dacă ne întreabă lumea. Am avut obiecția mirilor, de exemplu, le-am zis, suntem orchestra domnească din Iași și pe pauze, dacă doriți, avem și DJ. Păi eu mi-am luat orchestra, mai întrebi și DJ? Total. Pentru ce vă iau? Să stați la masă? Știi? Da, apropo de pauze. Apropo de pauze. Nu mai avem, nu mai avem mult timp, că trebuie să okay, iei copilul. Îți mai spun și a doua chestie. Trebuie să fie interesați foarte bine și de bugetul care îl au, da? La formație. Ok, lasă bugetul. Bugetul e buget. Că cu toți știm că ne uităm la bani, da și nu, nu și da, depinde ce la ce clienți. Foarte important e, mi se pare, treaba cu pauzele formației. Pauzele. Pauzele de obicei. Adică de ce nu poate să cânte un om 8 ore în continuu? Adică ce? Nu ai cum... instrument poate cânta 8 ore continuu. Aparatul tău, dacă e încărcat și ai memorie, poate face fotografii 8 ore continuu. Și el are nevoie de pauză. Instrumentul vocal, da, că ăsta e tot un instrument, nu are cum să cânte 8 ore continuu la aceeași capacitate. Îți cânt o oră, două, la aceeași capacitate, însă și instrumentul ăsta are niște corzi, nu mori, are niște corzi vocale care trebuie să relaxate din când în când. Știi? Bun, și... Bun, pauzele. Un program cât ar trebui să dureze? Părerea mea, un program ar trebui să aibă 45 de minute. După care urmează o pauză de cât? 10 minute maxim. 10 minute nu maxim. Nu trebuie să-i lași nici prea mult, nici prea puțin. N-am înțeles. Adică cât de o șpriț și o cafea. Da. Dacă îi lași prea puțin... Cu alcoolul pentru formație cum e? Mă, știi cum e? Și noi avem un 50 de whisky pe masă. Bineînțeles. Deci, adică un 50 de whisky cu măsură, la început... Da? Corect, îți dai seama că nici nu poți să stai, bă, nu beau decât apă, ok, bem numai apă, dar ești la un eveniment și oricum alcoolul în cantități moderate îți dă... Am văzut interpreți și care serveau un coniac pentru... Na, asta e vrăjeală. E vrăjeală, nu, cu ce te ajută? Alcoolul ba mai mult, te irită. Mai irită? Clar. Păi atunci înseamnă că interpreții nu trebuie să bea la anuntă. Nu mă, bei un 50, că n-are nimic, îți dă emoția aia care trebuie să o transmiți, știi? Adică te face mai... Hai mulți ani atunci. Tupeist, știi? Hai mulți ani. Ce ar mai fi de adăugat? Bă, nu știu, Paul, ce să adăugăm? Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să termine cu pandemia și cu toată vrăjeala asta, că pentru mine... Nu e vrăjeală, din punctul meu de vedere, nu e vrăjeală. Cunosc și eu, am avut și prieteni și toate care s-au întâmplat multe cazuri și decesuri de astea. El nu vrea să recunoască, okay, da? Dar el a fost chiar avut, el însuși, da, am avut o victimă a COVID-ului. Primul dintre toți care cunosc am avut eu. Da, noroc că am fugit de el repede. Noroc că am fugit de el repede. Nu-mi doresc decât să termine toată treaba asta și să începem evenimentele așa cum trebuie. Să ne simțim bine, că până la urmă asta e meseria noastră și viața noastră. Așa din este. Asta trăim și asta bucuria. Facem. Asta e bucuria, e nu doar de ceea ce trăim, adică, ci și bucuria noastră. Eu n-aș vrea să mă reprofilez. Și cred pe că mine nici mă întreabă, am mulți fotografi, bă, dar nu te-ai săturat de nunți? Nu. Păi cum stai stat, urmă? Iubesc nunțile, iubesc să fotografiez evenimente. Clar. Iubesc. Hai să-i noroc mulți ani și mulți ani. Să ne revedem și la a 100-a ediție din Magia Nunții. A fost un prim episod cu Vlad Crăitoru, un interpret renumit de muzică populară din... Local, mă, deocamdată. Hai local, fi, din Iași. Vreau să spun, mă, că din Iași. La primul episod din Magia Nunții. O întâlnire, sper că foarte productivă și că ați aflat și informații de care vă puteți folosi în organizarea nunții voastre, cum să vă alegeți formația și nu doar cum să vă alegeți formația, cât și chestiile alea picante. Cât e pauza, cât e banul, cât e... știți voi. Vă pup, vă salut și vă îmbrățișez cu mare bucurie, iubire, pace și zâmbet în suflet, dragilor. Salutare! Magia Nunții, primul episod.